Un eveniment rutier petrecut în această dimineață, în jurul orei 10, a îngreunat traficul rutier pe drumul național 73 pe rasa comunei Stâlpeni, în apropiere de târgul comunal. Potrivit primelor cercetări, un șofer care a ieșit de pe un drum lateral nu s-a asigurat când a vrut să intre pe drumul național pe sensul către Pitești. În acel moment a lovit un autoturism care mergea regulamentar către Câmpul Lung. În urma impactului, mașina care circula regulamentar a fost proiectată pe sensul opus în șanțul betonat de pe marginea drumului. La fața locului au ajuns polițiștii biroului rutier Argeș, care au demarat cercetările. Polițiștii serviciului rutier Argeș au intervenit la locul producerii unui eveniment rutier pe drumul național 73. În continuare se vor desfășura verificări pentru stabilirea tuturor împrejurilor în care evenimentul s-a produs. Din fericire, persoanele care se aflau în ambele mașini au scăpat tefere și nu au avut nevoie de ajutorul cadrelor medicale. Aproximativ 45 de minute, până au fost finalizate măsurătorile, traficul rutier s-a desfășurat alternativ.